sumedenie de ofertă. Și întorcându-mă de la coșul de gunoi cu mâinile goale, mă gândeam, capul nostru e la fel, a oamenilor. Ne bagă lumea foarte multe informații. Ne place sau nu ne place, dar ne-o trimit. Ne-o pune. Ei reușesc, ei sunt specializați cum să facă ca mesajul care îl vehiculează să fie păstrat de oameni. Nu vedeți că mergem la magazin să cumpărăm un product și ne întoarcem cu geanta plină. Și la fel și portmoneul tot, de ce? Pentru că ne cumpărăm și lucruri care nu ne-am gândit să le cumpărăm. Așa și în capul nostru, în mintea noastră, în inima noastră. Suntem fixiți cu o sumedenie de oferte și o sumedenie de informații. Nu știm cum să le facem față. De aia vreau să vă rog să citiți între acest an Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că El dă lămurire. Și El poate să împarte și să așeze prioritățile pentru viața fiecărui dintre noi. Adult, tânăr, copil sau bătrân. Fără această separarea lucrurilor, dacă nu vom fi clari și expliciți în ceea ce vrem, ceea ce așteptăm, vom merge pe multe căi și vom vedea că mai trecut un an, fără să-mi placă anul ăsta, să mă bucur, să fiu împlinit. Parcă am de toate și între același timp, multă dintre lume nu știe ce vrea, ce așteaptă. La sărbătoarea aceasta a botezului, a arătării lui Dumnezeu, mi-ar plăcea ca Dumnezeu să arate în inima și în familie fiecare dintre noi. S-a arătat Dumnezeu, de ce? Pentru că l-am văzut pe pruncul care nu de mult s-a născut, l-am văzut deja în apele Iordanului, Domnul Iisus. Am auzit glasul lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu, care spune, acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați. Și am auzit și porumbelul care reprezintă Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Fără acest Duh al lui Dumnezeu, omul nu este viu. Firea apelor înseamnă că apa există în tot ce are viață. Și fără această apă, fără înnoirea apelor, fără sfințirea apelor, omul rămâne un om vechi. Dumneavoastră știți că din tradiția rusă, ei la botez le place să taie din gheață. Gheața e groasă, că vă lui fric, rău. Și să bagă în apă rece. Ca să nu uite că a fost sărbătoarea botezului. Să țină minte bine. Mi-ar plăcea ca această biserică să-și aducă aminte de sărbătoarea botezului prin venirea Duhului Sfânt. Un rabin spunea așa, care preda în școlile lor, zice, l-a întrebat cineva ce înseamnă o rugăciune bună. Și el spune că o rugăciune bună este atunci când, după ce te scoli de la rugăciune, nu mai ești acel om care a fost până la rugăciune. S-a schimbat ceva la tine. Vrei să devii mai bun. Pentru că Duhul lui Dumnezeu te-a lucrat în timpul rugăciunii. Noi facem rugăciuni, dar multe dintre noastre sunt foarte mașinale. Le facem că trebuie să le facem. Și spune evreii că o rugăciune bună este acea ca a Sfintei Ana, când se ruga pentru Samuel. Noi ne place în timpul rugăciunii să fim frumoși și la chip, să ne vadă cineva, că suntem bine, dar Ana nu se gândea cum arată ea. Și Eli, preotul din templu, când a văzut-o, a spus, femeia asta e nebună, să clătina. Pentru că pe ea nu interesează ce se gândesc alții de ea. Cum o văd alții. Și evreii până astăzi se roagă clătinându-se. De ce? Ca să fie concentrați pe rugăciune. Pentru că rugăciunea trebuie să-l schimbe. Pentru că rugăciunea nu numai că trebuie să-l schimbe. Rugăciunea este rădăcina de unde el crește. De unde el se simte copil al lui Dumnezeu. Un copil răscumpărat. Rugăciunea trebuie să prezinte schimbare. La fel ca și rugăciunea dintre această seară a produs o schimbare asupra acestei materii. Și aceasta o spun nu numai credincioșii, aceasta spune și lumea științei. După ce îți binecuvintezi masa, acolo unde mănânci tu, după ce îți binecuvintezi paharul de apă, iar schimbă componența chiar și fizică, chimică. Ea arată altfel apa acum, dacă o vom privi în lupe specializate, decât înaintea rugăciunii. Rugăciunea schimbă tot.
Și mi-ar plăcea ca această putere a lui Dumnezeu să schimbe și pe noi, să vindice rănile noastre a trupului, a gândurilor, pentru că mulți suntem în suferință. Mi-ar plăcea ca puterea Duhului Sfânt să producă ceva și să ne bucurăm de această schimbare. Spune Ioan Botezătorul, eu nu vă botez decât cu apă. Și știți ceva? Aici e tristeță. Multă lume nu botezată decât cu apă. Nu a rămas decât la nivel și încă botezul Sfântului Ioan a fost un botez bun, pentru că era botezul pocăinței. Gândiți-vă câți astăzi se pocăiesc, vor să întoarcă. Noi nici măcar botezul pocăinței nu-l avem, mulți dintre noi nu-l avem. Și zice, dar cel care vine după mine, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui, dar el o să vă boteze cu Duhul Sfânt și cu foc. Știți ce înseamnă foc? Focul separă. Focul lămurește lucrurile. De aici spune Scriptura, veți trece, ca lucrurile voastre, spune Apostolul Pavel, vor trece ca prin foc, toate vor fi lămurite. Viața unui credincios trebuie să treacă prin focul Duhului Sfânt, ca să lămurească a cui ești, cui îi slujești, cui îi aparții. Și tot ce e rău, putred, în viața ta, să ardă. Mi-ar plăcea că între aceste zile, la început de an nou, Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt și prin focul Lui, să ardă neputințele noastre, grijile noastre, problemele noastre, să ardă patimile noastre, păcatele noastre, să nu mai fim omul vechi, să fim oameni noi, înnoiți prin lucrarea Duhului Sfânt. Oare cum o fi asta Duhul Sfânt? E greu să vorbesc despre El. Trebuie să-L simți. Trebuie să-L trăiești. Noi mulți suntem pe exterior. Lucrarea Duhului Sfânt se întâmplă întotdeauna în interior, întotdeauna în noapte. Vom avea o temă de discuție pentru noapte, pentru că se întâmplă lucruri extraordinare în noapte, în întuneric. Gândiți-vă la momentele cele mai prețioase din viața ta personală. Oare nu închizi ochii? Parcă îi vrea din exterior să trece la un moment, într-o fază unde ochii, nu numai că nu te ajută, ci mai tare te încurcă. Gândiți-vă la primul dumneavoastră sărut. De dragoste vorbesc. Oare nu închide ochii? Pentru că aștepta ceva mai mult decât asta. E o fază care ne depășește să o explicăm. Oare în rugăciune? Involuntar, oare nu îți închid ochii? Oare nu ne rugăm noi mai bine într-o cameră unde luminile sunt mai slabe? Oare nu făceau și bunicii noștri biserici cu ferestre foarte înguste, subțiate, lungi, unde lumina intra foarte greu? Ca omul, intrând în casa lui Dumnezeu, să poată să regăsească. În întuneric se întâmplă lucruri extraordinare, sunt minunile lui Dumnezeu. Și mi-ar plăcea să ne gândim un pic la viața noastră. Să ne gândim un pic, vă spuneam acum nu de mult într-o vineri, cred că 54% din recensământul care s-a făcut, 54% din oameni să gândesc care e rostul lor în viață. De ce trăiesc? Ce sens are viața lor? Care e scopul vieții lor? Și viața lumea nu știe. Noi ne supărăm, sau eu mă supăr de mult pe unul și pe altul și apoi îmi dau seama. Nu știe. N-are rost să fie el atrântă cu nimeni. Nu știe. Mulți o fac știind, dar și mai mulți nu le-a vorbit nimeni despre Dumnezeu. Nu le-a vorbit nimeni cum trebuie să te spovedești, cum trebuie să te împărtăși, cum trebuie să vii, cum să stai în biserică, cum să te rogi. Evreii, că să reveni iarăși totuși la ei, zice, nici o adunare să nu se întâmple dacă nu sunt 10 bărbați. Când sunt 10 bărbați, putem să facem adunare să ne rugăm. De ce? Ca să fie și Dumnezeu în putere în mijlocul nostru. Hristos spune așa, dacă vor fi 2 sau 3, am să fiu și eu. Hristos trece de la lege, trece în nou legământ. Măcar 2 să fiți. Măcar 2. Și am să fiu și eu în mijlocul vostru ca să fie puterea în rugăciune. Ne rugăm pe unde putem. Dar, repet, cuvintele de duminică care le-am spus. Puține familii din familiile noastre au experimentat să se roage soțul cu soția.
ține familie. De suntem așa cum suntem. Mergem cum putem. Un pic pe drum, un pic pe cărare, un pic la nuntă, un pic la pocăință, un pic la chef, un pic la fumat, un pic la un pic cu beția. De toate. Știți cum este asta? Că pământul ne ține pe toți. Și pământul și ne primește pe toți. De orice confesiune, de orice credință, de orice culoare și de orice fapte. Pământul pe toți primește până la urmă. Numai în cerul nu. Cerul nu ne primește pe toți. Pentru acolo trebuie să fii pocăit, îndreptat și înnoit. Cântați-i Domnului cântare nouă. Asta nu înseamnă toată ziua să înveți câte o cântare nouă. Ci sufletul tău să fie nou. Nu vedeți Biblia, totdeauna parcă e o altă apă de unde vei, e o altă cântare, e o altă citire. În toată ziua, dacă citești același verset, pentru că cuvintele lui Dumnezeu sunt lămurite în foc, spune Scriptura. Lămurite de 7 ori curățit din versetul de astăzi. De vreau să cred. Vreau să cred că această biserică se adună aici pentru că caută pe Dumnezeu cu adevărat. Mai puțin din legea veche și mai mult din legea cea nouă. Să nu vă bateți cu nimeni care zice dacă face. Asta are puțin importanță. Pentru că atunci când te apropii de Dumnezeu tot mai mult, veți vedea că lucrurile dispar, cele care nu au importanță. Și ceea ce are cu adevărat importanță este Domnul Iisus. Să ne apropiem, să ne se descopere tot mai mult, să îmbrățișăm această credință și picioarele Lui și să spunem, Doamne, eu ce pot să fac în lumea asta fără Tine? Ori într-o seară, sărbătoarea asta, ori în altă seară, dar eu știu că la judecată Tu n-ai să mă întrebi despre asta. Tu ai să mă întrebi despre viața mea, cum eu am trăit. Și de ce n-am avut ordine în viața mea? De ce n-am avut echilibru în viața mea? De ce n-am avut o coerență în viața mea? Despre asta ai să mă întreb. Dar pe ce dată a fost o sărbătoare și pe ce dată a fost alta, asta e treaba oamenilor. Dumnezeu de asta nu le va întreba. Și vreau să depășim momentele astea care ne separă între frați. Și mai mult să ne apropiem de ceea ce ne apropie. Și ceea ce ne apropie este Duhul lui Dumnezeu care ne face pe toți frați. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mulțumim.